16. În căutarea lui Darius. După ce rândui toate acestea și după ce organiză noi sărbători la Memphis, Alexandru se îndreptă la începutul anului 331 înaintea erei noastre spre Tir cu toate forțele maritime și terestre de care dispunea. În scurtul interval de timp petrecut acum la Tir, Alexandru organiză și aici somptuoase jocuri și întreceri la care participară ostașii săi și actori de seamă din Grecia. O solie ateniană, călătorind cu corabia sacră, veni să aducă mulțumiri lui Alexandru pentru izbânzile dobândite asupra barbarilor și pentru a-l asigura de fidelitatea Atenei. La rândul său, macedoneanul îngădui întoarcerea în patrie a atenienilor făcuți prizonieri de el în lupta de la Granic. În Elada domnea liniștea, căci grecii se împăcaseră cu ideea dominației macedonene. Totuși Sparta și Creta îi rămâneau ostile, iar Mediterana era tulburată de primejdia piraților, dintre care unii aparțineau flotei ce fusese odinioară în slujba perșilor. De aceea, Alexandru îl însărcină pe Amfoteros să meargă cu o parte din vasele de război să nimicească pirații și să izgonească din Creta ultimele garnizoane de perși. Totodată primi sarcina să dea ajutor peloponezilor care, prieteni ai lui Alexandru, erau mereu amenințați de către spartani. De altfel, aceștia din urmă, sub conducerea regelui lor Agis, puneau la cale o răscoală împotriva stăpânirii macedonene. După ce mai luă câteva măsuri privind organizarea administrației Siriei și Feniciei, Alexandru trimise înainte pe Parmenion spre a-i pregăti trecerea Eufratului pe la localitatea Tapsacos. Între timp, Darius își concentrase la Babilon ultimele forțe militare ale uriașului său imperiu. Istoricul Curtius Rufus ne relatează, exagerând, că oastea lui Darius era aproape de două ori mai mare decât aceea pe care o comandase la Isos, adică în jur de 1.000.000 de oameni, și toți bine înarmați. Călăreții și caii aveau zale de protecție, pedestrașii erau înarmați cu lănci, săbii și scuturi, iar pe deasupra meșterii săi construiseră vreo 200 de care prevăzute cu sulițe, cănci și coase. Fixate în prelungirea oiștei sau acționate de roțile carelor trase de cai, aceste arme, adevărat strămoși ai tancurilor moderne, se cerau și distrugeau tot ce le ieșea în cale. În plus, din India sosiră vreo 15 elefanți instruiți pentru lupte. Alexandru, cu 40.000 de pedestrași și 7.000 de călărași, a ajuns la finele lunii iulie sau începutul lui august a anului 331 înaintea erei noastre la Tapascos. Aici cele două poduri pe care Parmenion trebuise să le construiască peste Eufrat nu fuseseră încă terminate, deoarece țărmul opus se afla în stăpânirea satrapului Mazaios, care comanda vreo 10.000 de ostași. Când însă satrapul auzi de sosirea armatei macedonene, se retrase în grabă, iar pontonierii lui Parmenion isprăviră repede lucrările. Trecând fluviul, Alexandru alese pentru a înainta spre Babilon nu drumul cel mai scurt, care, mergând de-a lungul fluviului, trecea prin locuri pustii și arse de soare, ci unul mai ocolit, care, ferit de căldurile toride ale anotimpului, oferea totodată posibilități sigure de aprovizionare atât pentru oameni cât și pentru animale. În drum, Alexandru dădu peste câteva iscoade persane de la care află că Darius părăsise Babilonul și se găsea pe malul stâng al fluviului Tigru, unde aștepta să lovească pe macedoneni. În general, Alexandru știa cu destulă exactitate ceea ce se întâmpla în oastea lui Darius, deoarece dispunea de un bun serviciu de informații alcătuit în special din evreii care odinioară fusese reluați cu sila în captivitatea babiloniană de către vestitul Nabucodonosor și care acum erau de partea macedoneanului, a cărui victorie finală o prevedeau și mai ales o doreau. Se știe totodată că Alexandru rezervase coloniștilor evrei un cartier special în noul său oraș Alexandria. Auzind de toate acestea, marele general se îndreptă fără zăbavă spre Tigru, dar ajungând acolo află că Darius părăsise țărmul stâng al fluviului, ceea ce constituia o gravă eroare strategică, deoarece apele Tigrului alcătuiau o piedică naturală greu de învins și se retrăsese spre răsărit, cantonându-și trupele nu departe de ruinele Ninivei, în câmpia numită Gaugamela. Trecerea Tigrului nu a fost deloc ușoară pentru oștile lui Alexandru. Apa ajungea până la piept, iar iuțeala curentului, Tigru în limba persană înseamnă săgeată, nu îngăduia ostașilor să-și sprijine piciorul pe fundul râului. Pentru a evita pierderile, Alexandru,
Anticipând metodele lui Iulius Cezar, porunci ca soldații să se țină puternic de mâini și să treacă în mase compacte fluviul. La nevoie li s-a îngăduit să arunce bagajele pe care le purtau cu ei, dar să-și păstreze totuși armele. Adesea, din pricina îmbulzelii, unii își pierdeau echilibrul căzând în vârtejuri. Cu mari eforturi, dar fără pierderi mari, armata lui Alexandru reuși să ajungă pe țărmul stâng. Trecerea a avut loc în ziua de 20 septembrie a anului 331 înaintea erei noastre. În seara acelei zile se produse o eclipsă de lună. După cum ne relatează istoricul latin Curtius Rufus, armata macedoneană a fost cuprinsă de panică. Ostașii au început să murmure că sunt târâți pe țărmuri îndepărtate fără voia lor și că îndură greutăți din pricina trufașei deșertăciune a unei singure ființe, pentru care își varsă sângele atâtea mii de oameni și care nutrește năstrușnice gânduri de înălțare la cer. Răzvrătirea, ne spune același istoric, era gata să izbucnească în armată. Alexandru chemă la el pe prezicătorii care, deși cunoșteau prea bine desfășurarea cu regularitatea curgerii vremii și faptul că se întâmplă o eclipsă de lună atunci când aceasta trece prin umbra pământului sau e ascunsă de soare, totuși nu inițiaseră niciodată poporul de rând, arătându-i cauzele acestui fenomen. De data aceasta însă ei fură obligați să spună că soarele aparține grecilor, iar luna perșilor, și că ori de câte ori se întâmplă o eclipsă de lună, aceasta prevestește urgie și prăpăd pentru neamurile persane. Dovedind o profundă cunoaștere a sufletului uman, istoricul încheia astfel: nimic nu mișcă și nu călăuzește sufletele gloatelor cu mai puternice rezultate ca superstițiile. Îndeopște gloatele se supun mai degrabă prezicătorilor decât comandanților. De aceea cele spuse de prezicători macedonenilor au redat nădejdea și încrederea ostașilor. Alexandru, convins că trebuie să profite de pe urma creșterii avântului, își puse în mișcare trupele. După 4 zile de marș, Alexandru află prin iscoadele ce fusese rătrimise înainte că o parte din cavaleria persană va tăia calea armatei macedonene. Atunci, marele general, după ce se informă despre numărul cavalerilor care nu depășea cifra de 1000, luă cu sine câteva escadroane din cavaleria sa de elită și le ieși în întâmpinare, tăindu-le el înaintarea. De îndată ce perșii văzură pe Alexandru, făcură cale întoarsă, căutând să scape cu fuga. Mulți au fost uciși, iar alții luați prizonieri. De la ei află Alexandru că Darius își stabilise tabăra în câmpia de la Gaugamela.